deșertăciune, vânt. Numai numele Tău, Doamne, este minunat ce zbânt. Numai harul Tău rămâne peste veci și veci mereu. Toată slava numai Ție, veșnicule Dumnezeu. Ca să-i împrejere
că... Și oamenii se bucurau de Domnul Iisus. Și mama i-a spus, ce-a vă plângi pe cumva? Fără Domnul Iisus, tu nu ești nimic. Vreți să cântăm o cântare? Ce cântare vreți să cântați?
Uite curcubeu. Cerurile și pământul. Hai, cântăm cu toții.
la început făcuta Domnul cerurile și pământul. Încă o dată și ne rucându lasă cânte, da? La și la început făcuta Domnul cerurile și pământul. Știe? Nimic. Doar cu cuvântul. Le-a făcut precum se știe, din nimic doar cu cuvântul. Put făcuta Domnul cerurile și pământul. Le-a făcut precum se știe, din cerurile și pământul. Le-a făcut precum se știe, din nimic doar cu cuvântul. Așa, repede, făcuta Domnul cerurile și pământul. Le-a făcut precum se știe, din nimic doar cu cuvântul. Așa. Și strofa 10 așa cum spune. Așa, așa. Și Iisus le-a dat voie să facă așa ceva? Da? Da, ție... Conducătorii evrei nu rosteau cuvinte la altul, că erau geloși pe Iisus și deci el a învățător că să le spun că sta. Dar Iisus a zis că e bine, fac că l-au. Și atunci Iisus și-a spus că dacă eu să tacă, cineva vorbe? Petru, hai să răspund și alții, bine? Cine să vorbească? Petru. Dar mai făcut Iisus așa, a mai permis la oameni că să, așa, plicășiune să facă lui? Mai înainte, așa ceva au atunci. A făcut Iisus? Oamenii se închinau, îi strădau. Și strădau oamenii? Nu, unitatea este ce vede numele Domnului. Da, cui mai zis să strădau așa cuvinte? Cui? Înseamnă fiul. Da, dar cui să strădau așa cuvinte de onoare? La împărat, așa. Și Iisus le-a permis lor ca să strige, să le pui hainele, pe să vadă ei că este împărat. El a fost o singură. Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite în vor. Cine poate să povestească istoria asta cu măgăruș? În afară de Dana, poate cineva să povestească? A? Da, aici e o istorie așa, puțin nu-i scris despre asta. De unde l-a găsit, cum l-a adus? Eu a fost dinainte gătit? O gătit cineva? Dar cum și-a petrecut asta pe tine? Andreea, nu poți? Și dinaintea lor, ca să găsească un măgar legat și dacă ați să vă întrebi pentru șene, trebuie spuneți că nu întreb. Și spune că ucenicii s-au dus și găsesc măgarul și erau acolo doi oameni și chiar au întrebat. Spus că cui trebuie și a spus că îi trebuie lui Domnul. Și ei l-au dus la măgar și ucenicii au început să strige aceste cuvinte și alți oameni au început și ei cu frunze, cu crengi de palmier, rupți, dăie cu haine de jos, așa că măgăriște. Și apoi ei strigau că
și rostea cuvintele o sărbătoare care era multe acum de Dumnezeu a văzut grijă de ei. Cei cât au ieșit de la Egipt cu mulți ani înainte. Mulți dintre Egipt cu mulți ani înainte au mulți dintre acești oameni care au participat la sărbătoare Paștelor nu au mai auzit nimic de Iisus. Până atunci, mai în aceeași Iisus le-a permis oamenilor să comporte ca El și că El cum ar fi un rege. Și toți strigau cu Osana, dacă este cel ce vede că nu e Domnul. Până o rugăm astăzi Domnul și în timpul Lui, care și Salvatorul nostru, este foarte bine. Și El este cel de-a Iisusului. Bun. Cum erau? Cum se simțeau ucenicii? Ia spune, Roma? Păi unde vin? Unde s-o poți să trebuie? Despre care eroi să amintești aici? Nu. Cine? Despre ce? Despre Enoch. Ce-a făcut Enoch? A, Enoch? Da. A umblat cu Dumnezeu. Așa, noi ce-a făcut Enoch? Noi? Da. A luat atitudine printre semenii săi. Ba și barca nu-i greu, e greu să mergi contra la ceilalți. Cum al crede oamenii? Așa, cerul. Dacă oamenii nu l-au remarcat, l-au remarcat cerul. Moise ce-a făcut? Moise a condus-o în ce-a făcut cerul? Dar voi ați simțit într-o situație că vă cheamă o chemare așa dinăuntru, o chemare de la Dumnezeu, să faci tot lucru oricare. Cum asta să... Moi s-a oprinit chemarea, noi i-a oprinit chemarea. Samuel când era foarte mic, a oprinit chemarea de la Dumnezeu. Eu nu știu ce-o știu. La evanghelizare, ați avut curajul să întrebați pe cineva și să chemați? Da, dar pe cât? Și-a gândit pe cât ești cu vedeie. Asta e tare rău. Eu i-am chemat și cu oameni. Și-a venit. Fie-te-o venit de noi. Jucă domnul. Da, chemat. Ah, chemarea asta ca cineva. Trebuie să-i convingeți. Nu, dar voi să... Nu, eu n-am avut de ieri că voi să-i chemați pe cineva. Dumnezeu pe mine. Dumnezeu pe voi să vă chemi la o lucrare specială. Eu asta m-am avut de ieri. Da, am învățat că... Așa, și ați acceptat invitația? Da, ai venit la aia pont. Asta tot e o chemare, pentru că și la învățat că ați tot o chemare de partea Dumnezeu. Că, băi, ori o acceptăm, ori mai bine ne uităm la un film așa. Da. Așa le-a zis ele numai pe toți ele. Dacă e un erou, dacă ești un erou de orice fel, lumea te va observa cu siguranță. Dar dacă ești erou și agent al Împărăției lui Dumnezeu, atunci atât pământul cât și cerul vor observa. De aici rezultă că ar fi creștin... Nu am văzut să nu trebuie să vedem ca să amintinela și să nu vorbim, să nu... Cred că este o limită, o normă, până unde. Cum trebuie să vorbim, cum... Ca să nu... Și ca și din lume. Dar nici nu trebuie să ședem, să nu vorbim, să nu faci. Noi nu vorbim cu aceia, că eu sunt creștin. Trebuie să avem comuniune cu lumea, că altfel nici nu poate să ne cunoască lumea. Trebuie să vorbim, trebuie să ne vadă. Din mergul cu versetul, mai există niște aminte versetul? Fără să vă uitați la lecțiune. Fiii lui ei era niște oameni răi, dar nu-l cunoștea pe Domnul. Tână nu s-a mai creștea mereu și era plăcut. Și era plăcut.
pentru ca inima lor să se întoarcă la cel ce fusese până atunci liberatorul lor. Dacă nevoia lor ar fi strigat la el, el le-ar fi oferit noi semne clare ale dragostei și grijei sale față de ei. El le îngăduise că dacă vor asculta de poruncile lui, nicio boală nu avea să vină peste ei și era o convingere păcătoasă de partea lor să creadă că vor muri de foame împreună cu copiii lor. Și textul chiar de atunci ce așa? Dacă ai asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care i-am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Despre care călătorul fericit să vorbă? Și aici este o comparație între călătorii fericiți care sunt israeliții, care au călătorit care s-au luat în brăjurul muntelui, și al doilea suntem noi. Și cuvinte care au spus că ei, dacă au strigat, ei dacă strigau la Dumnezeu ca să Dumnezeu să ajute, Dumnezeu le oferea ajutor, dar ei s-au împietrit inimile. La fel și noi, în ziua de azi, noi suntem fix ca ei. Toți suntem călătorii fericiți. La fel și noi, împietrim inimile și nu vrem să strigăm la Dumnezeu. Cum areți răspunsurile cu cele ale unui prieten și explică de ce ai ales să dai acele răspunsuri. În opinia mea, cel mai de încredere politician în viață este... Bichestă? Cacicost? Păi nu știu. La următoare? Cel mai de încredere conducător din istorie a fost... Fidel Castro. Din istorie biblică. Istorie biblică. Mai este. Aron. Dar ce Aron să văd încredere? Pentru că el l-a făcut o stres. Știi, de atunci când a dat pe acolo. Și întreabă, ce faci?
pastorul i-a spus în ce călătorie pleacă, că își face bagajele și atunci pastorul arată prietenului, arată vecinului, uite, mi-a mai rămas un colț mic. Și în colțul acesta vreau să pun o sabie. Vecinul s-a uitat, cum o sabie? Și spune, în colțul ăsta vreau să mai pun și un toiag, vreau să pun un prieten, vreau să pun 66 de cărți și o candelă vreau să mai pun acolo. Prietenul atunci a făcut niște ochi mari ca cei și zice, cum, în colțul ăsta mic, să pui atâtea lucruri? Oare este posibil într-un colț mic să punem atâtea lucruri? Cine de voi știe? Cine știe? Eu și asta s-a început, chiar ne-a ajutat. Ce e? Biblie. O Biblie. Voi știți că Biblia este, nu poate Biblia să fie o candelă pentru noi. Am spus că este o candelă. Este Biblia o candelă pentru noi sau nu? Este. Ea este lumina lui Dumnezeu. Am mai spus că avem nevoie de o sabie. Cine este sabie? Ce-a mai pus pastorul acolo? 66 de cărți am mai pus. Dar care sunt aceste 66 de cărți? Cărțile Bibliei sunt făcute din 66 de cărți. Tot timpul să țineți minte. Când Biblie găsim și un prieten care este Iisus, și o candelă, și sabia care este Cuvântul de Dumnezeu, și oriunde ne-am duce, avem nevoie de Biblie. Haideți să ne rugăm Domnului acum ca Biblia să fie tot timpul prietenul nostru cel mai bun și oriunde vom merge, să o luăm cu noi. Osana Fiului lui David, Osana Rege preamărit, te așteptăm cu toți, Iisuse, să fii așa cum ne-ai promis. Împodobit ți-a copiii cu ramuri și hăinuțe calea, iar de cântări osanale răsună plină toată baia. Osana, celui care vine în numele din veșnicie, a Dumnezeului puternic, cel când e slavă și tărie. Toată slava lui, umbră, vis, deșertăciune, vânt, numai numele Tău, Doamne, este minunat și sfânt, numai harul Tău rămâne peste veci și veci mereu. Toată slava numai Ție, veșnicule Dumnezeu. Thank you.
Thank you.
Iisus a jertfit.
și m-a dat în sală. You know.
Și nu e cu putință ca să mă ducă mai departe.
pasagerii erau foarte neliniștiți. Ei se întrebau cum o să ajungă unde trebuie, ce o să facă dacă li se termină mâncarea, copiii plângeau. Toți erau foarte îngrijorați. Însă aceste două bătrâneli tot erau îngrijorați, însă ei văzuse un om care citea dintr-o carte și era foarte liniștit. Atunci ele plecară la el și îl întrebară: Domnule, dumneavoastră de ce citiți? Și a spus: aceasta este cartea Biblia. Și el spunea că i-au spus lui: de ce ești așa de liniștit? De ce nu-ți faci griji? Uite, trenul s-a oprit. Iar acest om spune că: eu citesc Biblia și acolo scrie: ajutorul îmi vine de la Domnul care a creat cerurile și pământul. Și dacă iubim noi pe Dumnezeu, El ne va ajuta oricând când îi cerem ajutorul. Și așa pentru ce să mai tem eu? Atunci cele două bătrânele i-au spus lui: ce să facem ca noi să credem ca tine? Atunci omul a văzut că ei sunt interesați de această carte și despre ce scrie ea, el a început să le povestească lor despre Domnul Iisus. Le-a spus că Domnul Iisus este bun, ne iartă păcatele și oricând ne ajută și nu o să ne lasă niciodată în necaz. El le-a învățat pe aceste două bătrânele și să se roage. Atunci, ele prima dată s-au rugat fervinte Domnului și au cerut ajutor. Iar ei au dormit toată seara în tren. Iar dimineața următoare, șeful locomotivei spune că acum vom putea porni, pentru că au venit mașinile și au luat zăpada de peșine. Atunci aceste două bătrâni erau foarte bucuroase, pentru că Domnul a dat această zăpadă și trenul s-a oprit, pentru că poate ei niciodată nu ar fi auzit despre cuvântul Domnului. Însă acum au auzit și vor putea spune și copiilor lor despre Dumnezeu. Acum e timpul să ne rugăm. Da. Astăzi, în programul dumneavoastră, am venit aici pentru ca să sărbătorim cina Domnului. Acea sfântă împărtășanie cu Domnul nostru. Sau Euharistia. Săptămâna aceasta, mai chiar luni seara, am fost martor când un grup zis creștin s-au adunat de asemenea în jurul pâinii, vinului și au luat acea pâine care au transmis-o de la unul la altul și apoi vinul care au transmis, dar n-au mâncat nici n-au dorit. Și acum mi-am pus întrebarea: totuși, cum este adevărat? Totuși, cum este drept? A zis: am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a dat un pahar. A mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai avea de acum încolo, din rodul vieții, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi la dâmea, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a fruind-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat, zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru.
căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea. Thank you.
n-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirea. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne facă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de înțelesuit că se întorceai față de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru prelegerea noastră. Pedeapsa care ne dea pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tăbătuți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră